Viteștenii au pierdut confruntarea cu liderul 82-88 pe teren propriu. BCMU ocupa locul 5 în Liga Națională după 16 etape. Cred că a fost un meci foarte echilibrat. Nu contează foarte mult cât timp conduci, ci în ce perioadă conduci și mai ales la sfârșit. Pentru noi a fost primul meci după această vacanță. Era un lucru de care mă temeam, pentru că evident o pauză de meciuri, indiferent dacă faci sau nu antrenamente, te scoate un pic din ritm. BCMU Pitești va juca duminică seară de la ora 20 în sala sporturilor din Trivale cu Timișoara. La sfârșitul lunii, tot pe teren propriu, al violeții vor întâlni CSU Sibiu. În acest moment trebuie să ne concentrăm pe următorul meci. Acesta pur și simplu doar tragem învățămintele și mergem mai departe, pentru că ne așteaptă un meci foarte important cu Timișoara acasă. Evident, noi am avut un program greu în tur, cu multe deplasări. Acum vom avea meciuri în mai multe acasă. Totuși, asta nu înseamnă mare lucru în campionatul nostru. Mă bazez pe energia pe care o avem acasă, pe energia pe care o ne dau fanii noștri și cred că la sfârșit ne vom atinge obiectivele. Pe de altă parte, trebuie să ne concentrăm pentru primul meci, după care următorul și următorul. Asta este ceea ce trebuie să facem.